Dan Bittmann a luat o decizie radicală. Cântărețul a renunțat la afacerea lui de jumătate de milion de euro. Și nu a vândut-o, ci a lăsat-o pe mâini bune. Cu ea încredința surisul parcul de agrement pe care îl deține, vedem chiar acum. Să pot să mai iubesc odată. Deschide-mi inima și fă-mi cel mai frumos cadou. Cel mai frumos cadou i l-a făcut și Dan Bittmann fiului său. Dacă mulți părinți încă își controlează copiii adolescenți, artistul are încredere deplină în copiii săi. I-a lăsat pe mâna fiului său cel mare afacerea familiei și nu orice afacere. Solistul l-a făcut pe Alex, în vârstă de doar 19 ani, patronul unei afaceri de 500.000 de euro. Eu cât am putut, am făcut pentru ei. Acum restul depinde de ei, pentru că le-am spus, eu nu o să mai fiu acolo, nu o să vă pot ajuta tot timpul, e timpul să vă luați viața în propriile mâini. Pentru că viața de artist este mult prea solicitantă, iar concertele multe la număr, Dan Bittmann a decis ca parcul de agrement pe care îl deține pe lacul Sulimanu să fie condus de acum încolo de fiul său cel mare. Cântărețul a declarat că băiatul se ocupă de mai multe luni de această afacere și că decizia a fost luată pentru a-l ajuta să devină responsabil. Chiar dacă este la vârsta la care mulți tineri preferă să se distreze în club până în zori, se pare că nu este și cazul lui Alex. Dan Bittmann este foarte mândru de copiii lui. Cu cel mare mă văd, dar prea rar pe cât mi-aș dori să mă văd cu el. Mijlociu și cel mic, hai că încă îi mai am așa sub control, e un fel de a spune. Că și ăla mic are deja o prietenă, mi-a prezentat-o. Dar culmea că cu golanul ăsta mă înțeleg cel mai bine. Cu mijlociu, îmi spune Dănuțule. Auzi ce tupe pe el. Dănuțule, am văzut că mănânci la nu știu unde, știi? Deci ești în bani, așa îmi spune.